Ceea ce prin nespusa Ta iubire, Doamne, vrei și pe noi smeriți și nevrednici slujitorii Tăi preoți, să fim moștenitori aceleași ca să-mi dar și har, ca și de asemenea să legăm, să dezlegăm ce se întâmplă în poporul Tău. Însuși, prea bun Împărate, prin noi smeriți și nevrednici slujitorii Tăi preoți, iartă rogul Tăi pomenit și adormiți, Arhimanditul Nicodim, Părintele nostru, cu tăneamul ce-a dormit, Laurențiu și Constantin, cu tot neamul ce-a adormit, orice am greșit ca om în această viață, Dumnezeu să ierte. Iartă toate câte au păcătuit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i de legătura apusă în orice tip asupra lor, prin care ieși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe ei, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la cineva, au suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bună și multe durate, Doamne, la sufletele lor să se așeze cu Sfinții care din veac au bine plăcuția trupului să se dea ferice zidit de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Amin. Veșnică adormire, veșnică odină de Doamne, sufletele adormiților obrătare, Arhimandritul Nicodim, și-a rupt la Laurențiu și Constantin și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Pomenirea lor se fie din neam în neam și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire.